Direcția de Finanțe Giurgiu a comunicat sumele ce revin primăriilor din județul Giurgiu pe anul 2014. Vorbim de un buget de 164 miliarde de lei vechi, mai mic cu peste 8 miliarde decât cel de anul trecut. Tot finanțele au împărțit banii pentru primării după o formulă ce ține cont de numărul de locuitori și veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale. Astfel, după algoritm, localității Vărăști îi revine cel mai mare buget, 15,5 miliarde de lei, în timp ce localitatea Joița va trebui să se descurce în 2014 cu doar 200 de milioane de lei. Bugetul trebuie împărțit de către Consiliul Județean, așa că încep discuțiile între liderii PSD și PNL de la Giurgiu. În acest context, cele două partide, PSD-ul și PNL-ul, au stabilit niște întâlniri pentru discuții vis-a-vis de buget. Prima întâlnire fiind luni, pe 20, la ora 16. Ce trebuie spus este că bugetul pe 2014 este mai mic decât bugetul pe 2013 cu 1,6 miliarde de lei. Și în aceste condiții trebuie să găsim acea formulă de echilibru în așa fel încât să putem împărți fără să ne dușmănim această sumă. În cadrul întâlnirilor comune pe tema bugetului din Giurgiu, liderii USL vor analiza și lista cheltuielilor și investițiilor în județul Giurgiu, precum și reparația și întreținerea drumurilor județene.